Recunoscuți pentru faptul că nu se dau înlături de la străbate mii de kilometri pentru a fi alături de sportivilor, jurnaliștii asiatici au ajuns și la Giurgiu. Patru angajați ai unei televiziuni japoneze au fost prezenți duminică la muncă pe Arena Marina Nastasovici. Aceștia nu l-au scăpat nicio clipă din ochi pe conaționalul lor Takayuki Seto, subiectul unui reportaj ce va fi difuzat în această săptămână. Spre bucuria jurnaliștilor japonezi, Seto a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Astrei în meciul cu FC Brașov. Mijlocașul central al giurgiuvenilor a deschis scorul minutul 33, bifând al 16-lea său gol în Liga 1. Este urmărit de vreo 3 zile, a venit și au făcut un reportaj cu el la antrenament. Mă bucur pentru el, a făcut o partidă bună și marcat. Jurnaliștii nipon speră ca în urma reportajului noul selecționer Javier Aguirre să-l convoace în premieră pe Seto în Naționala Samuraiilor. Aceștia nici nu vor să audă de naturalizarea mijlocașului aflat deja de 8 ani în România. We are covering the story of Takayuki Seto. Are you afraid that the national team of Romania may steal Seto from you? Yeah, that's big threat. We don't want to lose him, so we have to. You don't want to touch him anymore. We have to stay. He has to stay with national Japanese team. Japonezii susțin că au rămas impresionați de ospitalitatea românilor și de frumusețea femeilor, mai ales că știau foarte puține lucruri despre țara noastră înainte de a ajunge aici. Dracula? I don't know Dracula. About football? Dinamo? Rapido? Stairwell?